Biserica Nașterea Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași a îmbrăcat astăzi 8 septembrie 2020 straie de sărbătoare. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a fost întâmpinat la orele dimineții în fața ctitoriei lui Iani Hadâmbu de soborul slujitorilor, în dangătul clopotelor, al buciumului și al cântării prestăpânul. Preasfinția sa a ajuns apoi în fața icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu, unde a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi a început Sfânta Liturghie, oficiată în altarul de vară, izvorul tămăduirii, al așezării monahale. Din soborul slujitorilor a mai făcut parte și arhimandritul Gavril Alexa, exarh zonă Iași. O parte din pelerinii prezenți au venit îmbrăcați în portul național specific zonei din care provin. La momentul împărtășirii, numeroși credincioși s-au apropiat pentru a primi trupul și sângele Mântuitorului Hristos. În cuvântul de învățătură adresat cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop Antonie a vorbit despre cinstirea Maicii Domnului în Ortodoxie. În același timp, a remarcat că evlavia către preamilostiva Maica a lui Dumnezeu se manifestă prin intermediul sfintelor icoane ce îi reprezintă chipul. Ierarhul a amintit că una din icoanele făcătoare de minune ale Maicii Domnului este adăpostită de Mănăstirea Hadâmbu. Să pomenim în rugăciunile noastre, să o avem pe Maica Domnului și să păstrăm credința adevărată și cinstindu-o. Cinstindu-o și transmițând și generațiilor în creștere, în evlavia față de Maica Domnului. Vă mulțumesc cu multă bucurie vin aici la Mănăstirea Hadâmbu și aseară am văzut aici pe dumneavoastră care ați venit cu copiii și v-ați întâlnit, ați asistat la slujba de seară. Și vreau să vă mulțumesc că aceasta e cea mai mare investiție pe care o faceți dumneavoastră în copii. Totul este important, și școli înalte, și limbi străine, dar dacă reușiți să creșteți creștini adevărați, v-ați făcut datoria față de biserică, față de Dumnezeu și față de societate. Apreciez această credința dumneavoastră, evlavă dumneavoastră și vă mulțumesc că învăț și eu de la dumneavoastră cum trebuie să fie un creștin bun. Să rugăm pe Maica Domnului, pe toți Sfinții, să ne aibă în toată sa, să ne dorcească pentru noi tot binele și tot ajutorul pe care cerem și să ne ajute să ne întâlnim credința ca să ne putem și noi să ne facem.
La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că l-a delegat la slujba hramului pe părintele episcop Antonie. Gândul de recunoștință al părintelui stareț s-a îndreptat apoi către episcopul de Bălți, căruia i-a oferit o copie fidelă a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu, care să fie așezată în viitoarea catedrală ortodoxă românească a episcopiei de Bălți. Să mulțumesc înalt preasfințitului părinte mitropolit Teofan, fiindcă de fiecare dată am lăsurit prezența ierarhului, știți preasfințirea voastră ce este pentru mine slujba arhierească. Este un dar divin primind de la Dumnezeu și pentru toate sfintele mănăstiri și toate bisericile care au slujba arhierească, au acea bucurie economicească, dar fără ca și mine. Și vă mulțumesc din inimă că existați, fiindcă, iată la noi, Părintele Mitropolit Teofan al nostru este singur el, până va fi un nou episcop vicar și preasfinția voastră mai umpleți aceste goluri unde vă doresc și vă invită părinții stareți și cu multă dragoste de fiecare dată răspundeți pentru sufletul meu și inima mea veți avea și aveți un loc aparte. O catedrală care va uni tot ce este românesc în partea, în partea de, de nord. Și cu siguranță vom reuși, avem alături de noi cei care au plătit tot timpul poporul român. Mulțumim, Părinte Stanț, mare surpriză ne-a scăcut. Părintele Episcop Antonie a mulțumit înalt preasfințitului Părinte Teofan pentru că a binecuvântat să slujească din nou la mănăstirea Hadâmbu, Părintelui Stareț Nicodim Gheorghiță și tuturor celor prezenți. În semn de prețuire, preasfinția sa i-a oferit Părintelui Stareț o cruce de binecuvântare. Prin contribuția deputaților Vasile Câtea și Silviu Macovei au fost oferite pelerinilor 1500 de pachete cu alimente pregătite conform normelor în vigoare.